1 decembrie, mare sărbătoare la Târgoviște. 1 decembrie, Ziua Națională a României a fost sărbătorită și la Târgoviște, în Piața Tricolorului. Scopul manifestărilor a fost acela de evidențiere a tradițiilor glorioase ale poporului român și a rolului acestuia în formarea istoriei naționale, precum și de a aduce un omagiu făuritorilor unității neamului românesc. Primul prefect al județului Târgovița, unitățile militare din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională sunt gata pentru începerea activităților organizate cu ocazia Zilei Naționale a României. Sunt comandant al Gărzii de Onoare, locotenent colonel Torcică. Prefectul județului va trece în revistă garda de onoare și va saluta trapele de luptă. Bună ziua! Să trăiți! Au fost rostite alocuțiuni cu privire la simbolistica zilei, iar momentul special al ceremoniei îl reprezintă retragerea cu torțe de la ora 17. La acest eveniment au fost invitați reprezentanți ai autorităților publice locale, reprezentanți ai instituțiilor deconcentrate, reprezentanți ai partidelor politice, veterani de război, cadre militare în rezervă și în retragere. Prefectul județului Dâmbovița, Ioan Marinescu, a ținut să le transmită dâmbovițenilor, dar și tuturor românilor, la mulți ani. În această zi, românii din țară și de pretutindeni își afirmă identitatea, se mândresc cu țara lor și spun întregii lumi că au fost, sunt și vor fi o națiune puternică și demnă. Pe 1 decembrie, românii celebrează trecutul și cinstesc memoria înaintașilor. Se bucură împreună de prezent și privesc cu încredere spre viitor. Astăzi, mai mult ca oricând, românii au motive pentru a fi încrezători. România se află pe un drum bun al creșterii economice și al refacerii echilibrelor sociale, al modernizării și eficientizării serviciilor publice, al consolidării instituționale și al reafirmării mândriei și valorilor autentice ale românilor. Este drumul la care au visat toți cei care s-au jertfit pentru crearea statului național unitar român. Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuianu, a subliniat faptul că Ziua Națională a României este în fiecare an un moment unic, special marcat de speranță, de recunoștință și de solidaritate. Sunt mândru și onorat să mă aflu astăzi înaintea dumneavoastră pentru a vorbi în cinstea unei sărbători unice, căreia îi suntem cu toții părtași, Ziua Națională a României. Este ziua în care sărbătorim înfăptuirea unității poporului român, visul de veacuri în care românii au crezut și a cărui flacără au păstrat-o nestinsă, integrând-o în spiritualitatea lor, asemenea tuturor valorilor pe care le-au cinstit. 1 decembrie a devenit Ziua Națională a României, prin legea numărul 10 din 1990 și consfințită ca atare prin Constituția României din 1991. Această alegere a însemnat o trimitere directă la momentul în care, în anul 1918, în cetatea Alba Iulia, sub privirile a peste 120.000 de români din toate provinciile românești, se năștea România Unită. Și primarul municipiului Târgoviște a transmis un gând tuturor târgoviștenilor, dar și românilor din întreaga lume. Celebrăm momentul fondator al României moderne. Marea Unire din 1918, când a fost proclamată la Alba Iulia Unirea Transilvaniei cu țara, desăvârșind astfel România Mare. Nicăieri în Europa, acum 96 de ani în urmă, principiul naționalităților care trebuia să călăuzească reașezarea Europei după Marele Război, nu își găseau mai mare aplicare decât în unirea Transilvaniei cu România. A urmat depuneri de coroane și gerbe de flori. La finalul evenimentului a avut loc defilarea Gărzii de Onoare. Coroși spre drept! Frinte! Puși! Despide
colonel Valentin Turcică, militar întors din teatrele de operații din Afganistan și Irak. Prin fața dumneavoastră defilează drapelul de luptă al batalionului 114 tancuri pentru Cercel. De identificare ale unităților militare din garnizoana Târgoviște. Detașamentul batalionului 114 tancuri pentru Cercel. Defilează prin fața dumneavoastră drapelul de luptă al batalionului 22 transport Târgoviște. Detașamentul aceluiași batalion 22 transport. Prin fața dumneavoastră trec militarii depozitului 129 materiale tehnice. Se privim cu aplauze militarii batalionului 20-235 sprijin logistic. Urmează militarii depozitului 167 armament. Se primi cu aplauze drapelul de luptă al Inspectoratului Județean de Jandarmi Târgovița. Detașamentul tânărilor noștri jandarmi târgovițeni. Prin fața dumneavoastră trece drapelul de luptă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Târgovița. Detașamentul aceeași formațiuni. Defilează prin fața dumneavoastră detașamentul Inspectoratului Județean de Poliție Târgovița. Încheie defilarea detașamentului Ministerului de Justiție al Penitenciarului Mărginen. Ca noutate, anul acesta, în Garda de Onoare s-au regăsit două plutoane noi, unul de la poliție și altul de la penitenciarul Mărgineni.